găsit aici la Casa Guvernului, unde în spirit de transparență continuăm să comunicăm despre deciziile cele mai importante care sunt luate de către executiv, dar și să facem anunțuri de interes public, precum și să comunicăm agenda ministrilor. Noi astăzi, pe data de 18 octombrie, am avut o ordine de zi compusă din 21 de proiecte. Dintre acestea, 4 au fost proiecte de lege, 12 hotărâri de guvern, 5 avize la inițiative legislative și, desigur că astăzi nu am avut subiecte pe resurse umane, totodată toate notele informative și detaliile legate de fiecare dintre deciziile adoptate în ședința de guvern pot fi găsite pe pagina gov.md la rubrica ședință de guvern, unde toate aceste informații sunt sistematizate. Să începem cu anunțurile importante. Premierul Recean, în debutul ședinței de guvern, a vorbit despre două vești bune legate de acțiunile care vizează Republica Moldova, vizează țara noastră, vizează cetățenii Republicii Moldova. Prima este platforma de sprijin pentru Republica Moldova, care s-a desfășurat ieri la Palatul Republicii, un succes pentru mobilizarea suportului pentru țara noastră, un succes pentru a vorbi despre prioritățile autorităților în materie de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltarea proiectelor prioritare și implementarea acestora în parteneriat și în cooperare cu partenerii noștri străini. Un proverb național spune: unde unu nu-i putere, unde-s doi puterea crește, iar ieri Republica Moldova a demonstrat că avem prieteni mulți. Au fost peste 57 de delegații din peste 30 de state europene, dar și statele din G7. Vorbim aici despre Japonia, Canada, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, care au fost alături de noi în cadrul platformei de sprijin pentru Republica Moldova. De asemenea, au participat și 10 de organizații internaționale. În primul rând este vorba despre familia ONU, dar și instituții financiare care s-au reunit în cadrul ședinței de ieri desfășurată la Chișinău. Lucrările conferinței s-au bazat pe 6 grupuri de lucru: economie și finanțe, anticorupție, reforma administrativă, probleme sociale și ale refugiaților, energie și climă, dar desigur și subiectul de securitate. Premierul Dorin Recean a deschis această reuniune cu un cuvânt de salut, după care au fost sesiunile de lucru în care delegațiile naționale a fiecărei țări au vorbit despre acele priorități. Totodată noi am avut prezentări din partea autorităților, ministrul Parlikov, dar și ministrul Spânu s-au referit la fondul de infrastructură, dar și fondul de eficiență energetică rezidențială, care a fost înaintat și comunicat de către autorități. În cadrul conferinței ministeriale au fost semnate 6 memorandumuri de înțelegere, care vor contribui la modernizarea țării noastre în domeniul energiei, în domeniul infrastructurii și adaptării la condiții climatice. Astfel, țara noastră, urmarea semnării acestor documente, va beneficia de un suport financiar de 148,7 milioane de euro, care include 38,7 milioane de euro granturi și 110 milioane de euro credite în condiții deosebit de avantajoase și pentru dezvoltarea sectoarelor energetice, dar și altor domenii strategice pentru autoritățile de la noi. După cum am menționat, în cadrul evenimentului, prim-ministrul Dorin Recean a propus crearea unui fond al solidarității și elaborarea unui plan de redresare economică concret. În același timp, premierul a propus transformarea platformei de sprijin pentru Republica Moldova în platformă de parteneriat. Ce înseamnă acest lucru? Este cooperarea mai strânsă între partenerii de dezvoltare a țării noastre și autoritățile de la Chișinău pe proiecte de infrastructură, energie, redresare economică și pregătirea Republicii Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței de ieri, ministrul Parlikov a vorbit despre reducerea dependenței energetice de la 100% la 0%, menționând importanța independenței și dezvoltarea sectorului de energie regenerabilă, dar și reducerea fenomenului de sărăcie energetică. Reamintesc tuturor celor care ne urmăresc, care n-au reușit să urmărească prezentările ministrilor, acestea sunt disponibile pe pagina Facebook a Guvernului, dar și pe pagina YouTube a Guvernului, unde aceste înregistrări pot fi consultate. La rândul său, ministrul Spânu a anunțat proiecte de infrastructură pentru drumuri, apă, dezvoltare locală și transport interurban, totodată făcând o prezentare a unei platforme web dedicate, unde cetățenii pot să urmărească actualizările legate de proiectele Ministerului de Resort. Invităm și pe această
această cale să urmăriți comunicarea publică a ministerilor noastre, în care veți vedea actualizări la subiectul menționat. Platforma de sprijin pentru Republica Moldova ne-a ajutat să depășim crizele din anul 2022, iar acum ne va ajuta să modernizăm și să progresăm pe calea noastră europeană. A fost și mesajul președintei Maia Sandu, care la fel a participat la această platformă cu un alocuțiune în adresa delegațiilor naționale și internaționale care au participat la eveniment. Cabinetul de miniștri, organizațiile internaționale, peste 57 de delegații în total, s-au reunit pentru a vorbi despre prioritățile de suport pentru țara noastră, dar și modalitățile în care Republica Moldova poate fi ajutată să depășească consecințele brutale ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și să punem țara noastră pe palierul de dezvoltare economică și socială solicitat inclusiv de cetățenii țării noastre. Vreau aici să fac o mențiune importantă. Alte informații referitoare la angajamentele financiare sunt în continuare sistematizate de către echipele de lucru ale autorităților și vor fi comunicate în interacțiunile noastre ulterioare, în care vom vorbi despre alte proiecte de finanțare și alte angajamente care au fost anunțate. Colegii din presă care au urmărit evenimentul număr mare, atât din presa națională și internațională, au urmărit declarațiile publice ale șefilor diplomațiilor franceze, germane. Am avut printre invitați și șefii diplomațiilor elvețiene și din Luxemburg, totodată cu mesaje de adresare în format video s-au adresat și alți miniștri, ministrul spaniol de externe, ministra japoneză de externe, de altfel un debut în comunicarea publică cu audiența europeană pentru noua ministra de externe a Japoniei, care a participat în format de videoconferință la evenimentul organizat ieri la Palatul Republicii. Prin urmare, Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, un succes pentru mobilizarea acestui suport internațional pentru țara noastră. Vreau să trec la a doua veste bună, care a fost anunțată inclusiv astăzi în debutul ședinței de guvern de către premierul Dorin Drăcean și care se referă la discuțiile cu Fondul Monetar Internațional. Autoritățile și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord de finanțare. Este un alt semnal pozitiv pentru țara noastră, pentru redresarea economică, pentru investitori, dar și pentru afacerile din țara noastră. Cu toții cunoaștem că investitorii, în special cei străini, urmăresc cu atenție despre aceste angajamente ale autorităților cu Fondul Monetar Internațional și în momentul în care sunt concluzionate, definitivate, în acest context și climatul investițional are un plus de imagine. Ce înseamnă acest lucru? Vreau să explic pe îndelete, suplimentar la comunicarea pe care a avut-o premierul în dimineața zilei de astăzi. Finalizarea evaluării programului va permite țării noastre să acceseze circa 92 milioane de dolari SUA din asistența și suportul care este oferit. Astfel, suma totală a debursărilor efectuate în cadrul programului actual va constitui circa 461 de milioane de dolari SUA. Totodată, țara noastră va beneficia de un nou instrument, se numește Mecanismul de Finanțare pentru Reziliență și Durabilitate, în valoare de 169 de milioane de dolari pentru următoarele 22 de luni. Vreau să fac aici precizări importante la întrebările pe care le-am primit inclusiv de la colegii din media. Suma de 92 de milioane despre care am vorbit va fi accesibilă țării noastre până la sfârșitul acestui an. Iar suma de 169 de milioane de dolari la care m-am referit mai devreme va fi disponibilă în următoarele 22 de luni. Aceasta va sprijini eforturile autorităților în abordarea provocărilor inclusiv climatice, tranziția la energie verde și dezvoltarea durabilă. Vreau să reamintesc că în procesul de negocieri cu misiunea femeii care a fost prezentă în țara noastră, a participat tot cabinetul de miniștri, fiind organizate mai multe sesiuni plenare, dezbateri, discuții și negocieri cu instituțiile noastre naționale și Fondul Monetar Internațional. Totodată, în cadrul acestui program, Moldova a reușit să mențină o performanță general solidă, cu respectarea criteriilor de performanță cantitative și progrese semnificative în reformele structurale discutate în cadrul programului. Aici vreau să mă refer în special în domeniul guvernării fiscale și supravegherii sectorului financiar, dar și o constatare a misiunii este faptul că țara noastră a întreprins măsuri concrete pentru consolidarea instituțiilor anticorupție din Republica Moldova. În același timp, instituțiile și-au
îmbunătățit disciplina de executare a programelor de activitate și asta a contribuit la diminuarea impactului crizelor asupra creșterii economice, care este constatată ca fiind pe o pantă ascendentă. În ceea ce privește politica fiscală, țara noastră a acordat prioritate măsurilor de sprijin pentru a face față impactului social și economic al situației, în contextul situației de securitate din regiune, iar bugetul suplimentar din luna octombrie va contribui la menținerea deficitului fiscal la limitele convenite. Vorbim aici despre rectificarea pe care a propus-o premierul Dorin Recean și care va fi dusă până la împlinire în această lună. Cu alte cuvinte, toate aceste concluzii vorbesc despre faptul că țara noastră este într-o situație economică care permite o redresare și o creștere care este promovată de către executiv. Și vreau aici să mai punctez că conform prognozei stabilite de către experții FMI, redresarea economică se va accelera în anul 24 și va fi generată pe seama creșterii volumului producției agricole, restabilirii consumului și a investițiilor și perspectivele fenomenelor care pot afecta acest lucru rămân în vigoare. Printre acestea, desigur că este incertitudinea legată de războiul brutal al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vreau aici să concluziez încă o dată că autoritățile și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord de finanțare și este un alt semnal pozitiv pentru redresarea economică a Republicii Moldova, este un semnal pozitiv pentru investitori, inclusiv internaționali, și pentru mediul de afaceri din țara noastră, care va avea de beneficiat urmare a constatărilor fondului, dar și resurselor care vor fi puse la dispoziție pentru realizarea celor convenite. Vreau în continuare să mă refer la faptul că la începutul acestei săptămâni premierul Dorin Recean a participat la evenimentul de consultări publice a strategiei securității naționale. Un document în acest sens a fost propus spre consultări publice de către administrația prezidențială, a fost inclusiv inițiat și lansat de către președinta Maia Sandu în comunicarea publică, în care a fost anunțat că pe platforma guvernului, în parteneriat cu instituțiile relevante de la noi din țară, vor fi organizate consultări. Ori pe data de 16 luni, această rundă de consultări a fost inițiată cu participarea premierului Dorin Recean. Subiectele discutate, desigur că vizează întărirea sectorului de apărare și securitate, progresarea graduală pe calea soluționării conflictului transnistrian, dezvoltarea parteneriatelor de securitate a țării noastre cu statele membre ale Uniunii Europene și astea sunt doar câteva din principalele discuții trasate în cadrul proiectului strategiei și supus consultărilor în această săptămână. La eveniment a participat pe lângă premierul Dorin Recean și secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Stanislav Secrieru, dar și reprezentanții mediului asociativ, organizații non-guvernamentale, precum și mediului academic din țara noastră, împreună cu evenimentul fiind organizat împreună cu Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare. Proiectul strategiei de securitate definește pericolele la adresa securității țării noastre și direcțiile concrete propuse pentru consolidarea securității naționale și a securității fiecărui cetățean. Vreau aici să menționez că la reuniune premierul Dorin Recean a punctat foarte clar care certitudinea că aceste consultări vin să popularizeze conștientizarea riscurilor de securitate și să răspundă în cadrul acestor consultări la modul în care putem să consolidăm societatea în jurul rezolvării provocărilor curente de securitate. Iar strategia definește amenințările principale. Premierul menționează că în primul rând vizează Rusia ca și comportament regional și global, nu doar raportat la țara noastră, și comportamentul Federației Rusie se manifestă de o manieră agresivă prin șantaj energetic și militar pe care îl constatăm cu toții. De asemenea, provocările legate de corupție, schimbările climatice, relansarea economiei sunt și alte direcții importante în care guvernul intervine rapid și prompt cu soluții. Vreau să reamintesc că proiectul strategiei securității naționale a Republicii Moldova poate fi consultat în formă liberă de către fiecare cetățean pe pagina administrației prezidențiale la secțiunea Consiliul Suprem de Securitate, acolo unde acest document este plasat în formă liberă. Cetățenii, mediul asociativ, academic, organizațiile non-guvernamentale pot transmite propuneri și sugestii la îmbunătățirea acestui document. Un alt anunț pe linia guvernului vizează o dimensiune
dimensiunea socială legată de sănătate. Acces la asistența medicală calificată va fi acordată în 13 centre pentru pacienții care au suferit accident vascular cerebral, 13 centre pentru pacienți care au suferit accident vascular cerebral, dintre care 11 primare, unul multidisciplinar și unul comprehensiv, vor fi instituite în instituțiile medico-sanitare spitalicești. În aceste centre, pacienții vor avea acces la o gamă completă de servicii medicale, starea lor fiind evaluată rapid și precis în primele ore, imediat după ce s-au produs aceste accidente, și primele patru ore sunt de fapt cruciale de la debutul simptomelor de accident vascular cerebral, efectuate, și aceste investigații vor fi realizate de către specialiști pentru a confirma diagnosticul și a contribui la asigurarea unui tratament eficient, inclusiv intervenții chirurgicale la necesitate. De asemenea, pacienții vor beneficia de servicii de reabilitare care să-i ajute să-și redobândească funcțiile motorii și cognitive. Menționăm că pentru realizarea examinărilor prioritare, Ministerul Sănătății a dotat instituțiile cu tomografie computerizate, aparate performante de ultrasonografie și alte echipamente necesare. Centrele vor activa 24 de ore, 7 zile în săptămână, și vor asigura accesibilitatea geografică necesară pentru cetățeni. Este vorba despre centrele primare din Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, spitalele raionale din Iedeneț, din Soroca, Florești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cahul și Comrat. Centrul multidisciplinar AVC se va afla și în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie de Omid German, iar cel comprehensiv la Institutul de Medicină Urgentă. Autoritățile sunt concentrate pe oferirea asistenței medicale de calitate. Mai multe detalii despre aceste centre le puteți consulta pe pagina Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. Următorul anunț din partea noastră vizează situația de securitate din statul Israel. Vreau pe această cale să punctez informații suplimentare de pe platforma guvernamentală. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu puțin timp înainte să începem acest eveniment de presă, a emis actualizarea numărul 8 din 18 octombrie, care menționează că în zilele 16-17 octombrie, în Republica Moldova, prin cursurile aeriene regulate, Tel Aviv-Chișinău, au revenit 357 de cetățeni moldoveni. În aceeași perioadă, 162 de cetățeni ai Republicii Moldova au plecat în statul Israel. Vreau acum să vă arăt, să fac o demonstrație a imaginilor sau cartolinilor vizuale pe care autoritățile le actualizează cu regularitate, prin care arătăm foarte clar pentru opinia publică persoanele care sosesc din statul Israel și persoanele care pleacă sau revin în statul Israel, astfel încât opinia publică să fie informată despre situația la ziua de astăzi. Reamintesc că datele pe care le demonstrez în cadrul evenimentului de presă de astăzi sunt pentru 16-17 octombrie 2023. Ele sunt difuzate inclusiv pe prima sursă, dar și pe alte canale oficiale ale executivului. Reamintesc că în ultimele două zile am avut 357 de cetățeni care au revenit la noi în țară, în timp ce 162 de cetățeni au optat să revină înapoi în statul Israel. În total, din 7 octombrie, data când am început să monitorizăm îndeaproape situația de acolo, 1204 cetățeni ai țării noastre s-au întors acasă prin intermediul cursurilor aeriene regulate, iar 415 cetățeni moldoveni au plecat spre Tel Aviv înapoi, continuând-și activitatea. Autoritățile continuă să poartă negocieri constante și un dialog continuu cu partenerii internaționali și pe subiectul evacuării cetățenilor noștri din sectorul Gaza. Aici este un subiect extrem de important și volatil, având în vedere situația de securitate din regiune. Odată cu deschiderea coridorului de evacuare, funcționarul consular al țării noastre, care a fost delegat cu acest scop în Egipt, este pregătit să elibereze documente cu naționalilor noștri de acolo. Reamintesc, avem circa 50 de cetățeni moldoveni din fâșia Gaza care au solicitat asistență, inclusiv evacuarea din cei aproximativ 100 despre
care cunoaștem că au fost înregistrați în această zonă. Guvernul face tot ce este posibil pentru evacuarea celor 50 de cetățeni moldoveni din liste. Aceste liste au fost transmise inclusiv partenerilor noștri din Egipt, dar și din alte state, Statele Unite, Israel și alți colegi. Până în prezent, după cum am menționat și în actualizarea de ieri, nicio țară nu a reușit să-și aducă cetățenii din Fâșia Gaza, dat fiind faptul că situația de securitate este volatilă. Noi suntem în regim de alertă și vom oferi tot suportul necesar ca să oferim evacuarea cetățenilor imediat ce primim notificări din partea autorităților egiptene și izraeliene cu privire la deschiderea unui coridor de evacuare. Totodată vreau să reamintesc opiniei publice că ambasada țării noastre în statul Israel continuă să funcționeze în regim de permanență, inclusiv în zilele de weekend, punând la dispoziție servicii consulare de urgență, dar și cele curente. Diplomații la fel se află în contact cu cetățenii moldoveni, oferind zilnic informații pe liniile telefonice deschise care sunt disponibile în spațiu public. Rugăm totodată cetățenii moldoveni să continue înregistrarea în formularul care a fost oferit de către autorități, care este disponibil de fiecare dată pe pagina MAIE, dar și pe resursele misiunii diplomatice. Vreau în continuare să trec în revistă hotărârile cele mai importante în ședința de guvern de astăzi, din data de 18 octombrie. Cea mai importantă hotărâre de guvern discutată inclusiv în spațiu public, discutată și aici la centrul de presă cu echipa Cabinetului de Miniștri, vizează crearea unui mecanism național de sancțiuni. Vreau pe această cale să reamintesc că de azi înainte, la propunerea, iată, inclusiv a executivului în ședința adoptată de astăzi, ne dorim să creăm un mecanism clar și eficient de aplicare a măsurilor restrictive, astfel încât inclusiv activele sechestrate din partea persoanelor vizate în regimul de sancțiuni să fie posibil a fi sechestrate în interesul părților corespunzătoare. Despre acest lucru a comunicat și premierul Dorin Recean. Vreau să explic cât mai clar cetățenilor ce înseamnă inițiativa respectivă. În primul rând, la etapa actuală, regimul de sancțiuni aplicat de Republica Moldova se conduce de deciziile Comisiei pentru situații excepționale. Cu alte cuvinte, acest regim este aplicat pe durata stării de situații excepționale aplicate în țara noastră. Odată cu încheierea eventuală a acestei situații, prin aplicarea acestui mecanism clar adoptat astăzi în ședință de guvern, vom avea un cadru național de sancțiuni prin care țara noastră va putea desemna persoanele sancționate, de exemplu, la nivel național, aplicarea corespunzătoare a cadrului normativ, cu respectarea, desigur, că a expertizei internaționale, dar și în cazul alinierii țării noastre la sancțiuni internaționale, la fel vor fi detaliate toate aspectele legate de procedurile de implementare. Vreau aici să trec în revistă că mai exact prin acest proiect va fi eficientizat mecanismul național de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale la care Moldova s-a aliniat. Una dintre cele mai importante și mai complexe măsuri este cea privind blocarea fondurilor și a resurselor economice. Oamenii care sunt sancționați, care au comis ilegalități și care au utilizat aceste resurse în aceste scopuri, autoritățile vor avea posibilitatea să blocheze aceste fonduri și aceste resurse, astfel diminuând din capacitățile operaționale a persoanelor sancționate, inclusiv a entităților juridice. Motiv pentru care proiectul vine să clarifice toate aspectele problematice privind aplicarea acestei măsuri. Pentru că trăim într-o democrație, proiectul supus astăzi urmează să meargă mai departe în Parlament, unde pe platforma parlamentară urmează a fi discutate toate aspectele care țin de tehnicalitățile și avizele corespunzătoare care trebuie să fie recepționate pe platforma parlamentară. Dar amintesc tuturor celor care ne urmăresc, statul se asigură să creeze un mecanism clar și eficient de aplicare a măsurilor restrictive, astfel încât să avem, iată, în vigoare un proces care să ne ofere pârghiile necesare să acționăm în cazul unor persoane în raport cu care se aplică sancțiuni.
De asemenea, astăzi executivul a aprobat noi măsuri pentru atenuarea crizei energetice. La ce se referă ele? În primul rând, guvernul sporește protecția grupurilor social vulnerabile, securitatea și eficiența energetică a țării prin modificarea Planului Național de Acțiuni pentru atenuarea crizei energetice. Prin completările efectuate, este asigurată continuitatea și operaționalitatea Fondului pentru reducere de vulnerabilități energetice, fiind îmbunătățit inclusiv mecanismul de acordare a compensațiilor, despre care se vorbește inclusiv în societate, astfel încât suportul statului să fie direcționat către consumatorii cei mai afectați de creșterea prețurilor. Odată cu apropierea sezonului rece, autoritățile vor pune la dispoziția populației informații suplimentare cum în acest sezon rece vom putea să oferim sprijin în continuare oamenilor vulnerabili, oamenii care au cu adevărat nevoie de acest sprijin pe fundalul inclusiv al inclusiv a necesităților cetățenilor care se vor înregistra pe platformele oficiale puse la dispoziție. De asemenea, în plan au fost introduse programele EcoVoucher și Casa Verde, finanțate în anul 2023 de către Uniunea Europeană și pilotate de către PNUD Moldova. Acestea prevăd înlocuirea echipamentelor electrocasnice cu altele, echipamente energetice și instalarea sistemelor fotovoltaice în gospodării casnice. O altă componentă inclusă în plan prevede obligarea companiilor în domeniul gazelor naturale de a asigura stocurile necesare pentru sezonul de încălzire 2023-2024. Stocurile de gaze naturale la data de 1 noiembrie 2023 vor trebui să corespundă unui volum corespunzător de 15% din consumul anual de gaze. Autoritățile au toată determinarea să pregătească țara și nu suntem de altfel în situația să constatăm că se întreprind măsurile atât pe linia Ministerului Energiei, cât și pe linia Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru a pregăti țara de sezonul rece care se apropie. Și o altă hotărâre de guvern care a fost aprobată astăzi în ședință de guvern vizează conceptul sistemului informațional de gestiune a garanțiilor financiare, care a fost aprobat de către autorități la propunerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Antreprenorii vor beneficia de mai multă securitate și transparență în acordarea garanțiilor. În acest sens, guvernul a aprobat și conceptul sistemului informațional de gestiune a garanțiilor financiare pentru prin crearea inclusiv a regulamentului privind funcționarea acestuia. Documentul presupune digitalizarea proceselor de solicitare, examinare și emitere, monitorizare, dar și recuperarea a garanțiilor financiare. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează că automatizarea acestor procese va permite partajarea electronică a informațiilor cu toți actorii implicați în garantarea creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii și va asigura interoperabilitatea cu alte sisteme de stat, accelerând comunicarea între participanți și entitățile relevante. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele hotărâri de guvern adoptate astăzi în ședință. Vreau să reamintesc colegilor din media că înregistrarea ședinței de guvern este disponibilă inclusiv pe ftp.gov.md. Parola de acces ea este disponibilă la solicitare. Colegii din redacție o cunosc. Pentru cetățenii care urmăresc această transmisiune în direct pe platformele guvernamentale, vreau să reamintesc că toate notele informative prin care explicăm toate proiectele care sunt adoptate în ședință de guvern sunt disponibile pe pagina web gov.md. Iar eu am să fac tranziția spre agenda publică a Cabinetului de Ministri, în care vreau foarte pe scurt să menționez că ministrul Dumitru Alaiba pe data de 20 octombrie va participa la evenimentul de lansare a apelului 2 în cadrul programului de susținere a inovațiilor digitale și a startup-urilor. De asemenea, ministrul Alaiba împreună cu alți colegi din Cabinetul de Ministri vor participa la celebrarea a 105 ani de la fondarea Camerei de Industrie și Comerț a Republicii Moldova. Ministrul Vladimir Bolea, pe data de 19, va participa la inaugurarea expozițiilor Mold Agrotech și Farmer, despre care ministrul a vorbit ieri în cadrul unui briefing de presă organizat de către autorități.
Iar pe data de 20 va participa la discuțiile privind vulnerabilitățile și oportunitățile de producere a soia, unde inclusiv va avea posibilitatea să interacționeze cu colegii de la Camera de Comerț și Industrie din Ucraina, care sunt în vizită în contextul aniversării 105 ani a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Colegii din alte ministere și instituții la fel au o agendă plină cu evenimente și acțiuni pe ordinea de zi. Despre toate acestea puteți să aflați pe pagina web a instituțiilor, dar și pe paginile Facebook ale instituțiilor publice, acolo unde sistematizăm constant acest subiect. Vreau aproape de încheiere să atrag atenția la secțiunea imuni la dezinformare, ca să fim foarte rezistenți și împreună să combatem falsurile și să sporim reziliența. Și în ultima perioadă, în special pe fundalul evoluțiilor legate de actualitatea de politică internă, putem să constatăm anumite falsuri care pot să apară pe rețele sociale sau în unele cazuri inclusiv la TV sau radio. Reamintesc în acest context tuturor care ne urmăresc că în cazul în care vedeți falsuri pe rețele sociale, nu ezitați să le raportați la respectiva rețea socială, contribuind astfel la curățarea spațiului informațional digital. În cazul în care vedeți dezinformare sau informații false la radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului, inclusiv o puteți face online pe consiliuaudiovizual.md. Noi, pe linia noastră a autorităților, vom actualiza sistematic atât prima sursă, canalul oficial de verificare a informațiilor, dar și resursele instituțiilor publice, astfel încât să vă putem oferi informația oficială, verificată, credibilă și în interesul cetățenilor. Acestea fiind spuse, dacă colegii din presă nu au întrebări la briefingul de presă, vreau să mulțumesc echipelor de comunicare din Ministere, Direcției Comunicare a Guvernului, operatorilor care au grijă de fiecare dată să transmită aceste live-uri și tuturor celor care ne urmăresc în spirit de transparență cu actualitatea zilnică. Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai reușită în continuare. La revedere!